telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit la o nouă emisiune la ENSA TV, emisiunea Panoramic. Invitatul meu permanent va fi Cornel Șomâcu, colegul nostru, care după aceea va rămâne să trateze subiectele naționale și internaționale. Împreună la Panoramic vom trata subiectele județene, locale. Bună seara, Cornel, bine ai venit la emisiunea noastră! Da, bună seara și sper să fie un început bun și în același timp să sperăm să aibă viață lungă această nouă idee editorială. Da, e de altfel recomandarea Consiliului Național al Audiovizualului să încercăm emisiuni de sine stătătoare, nu de sezon. Deci e chiar ceea ce și ceea ce au și gorjenii nevoie, să știe ce se întâmplă prin Gorj. Până acum, dragi telespectatori, Cornel făcea o emisiune complexă și pe local și pe național și internațional. Acum separăm lucrurile, discutăm împreună localele și el rămâne după aceea pentru naționale și internaționale. Subiectele noastre de azi, dragii mei, sunt șomaj tehnic la CEO, se deschide oficial Transalpina, Pârbulescu nevinovat dar plecat și problemele politice, că tocmai se întâmplă în Parlament, dar de ce le discutăm la emisiunea asta? Pentru că avem un gorjan al nostru, Vasile Popeangă, care, mă rog, e acolo unde credeau PSD-știi că nu va fi. Adică votează, deși PSD-ul boicotează votul astăzi în Parlament. Să nu uităm însă că Vasile Popeangă nu mai prea e PSD-ist. Cel puțin oficial este încă membru PSD, este parlamentar PSD, s-a speculat de ceva timp că ar trece într-o altă tabără politică, n-a făcut-o oficial, n-a trecut nici măcar spre acel partid al lui Mircea Joană. În schimb, critică puternic partidul din care face parte. Da, păi e cea mai bună, o poziție în interior, de ce aveau PSD-știi nevoie. Da. Dar să începem cu problema mai importantă pentru gorjeni, șomaj tehnic la CEO. Începând din 6 iulie până la 10 iulie 2015, minerii de la carierele Roșuța, Lupoaia, Poiana și Roșia vor intra în șomaj tehnic potrivit noilor decizii luate de directorat. Ce putem spune despre asta? Bine, nu e o surpriză, a fost și în anul trecut, a fost și acum 2 ani, problemele pe timpul verii se cunosc, complexul energetic Oltenia vinde puțin această perioadă, sunt eolienele, sunt celelalte panourile solare care produc foarte multă energie. Pe de altă parte, însă, din ce se mai transpare așa spre presă, problemele sunt din ce în ce mai dificile la nivelul complexului energetic Oltenia. Nu prea sunt bani, sunt bani de salarii. De asta, pe lângă acele zile de șomaj tehnic, administrația venise și cu o zi de fără plată. S-a mai încercat și această variantă, dacă ține minte, acum vreo 2 ani. Însă aceasta a fost respinsă de sindicate în baza contractului colectiv. Problema care se pune la acest moment este însă, am mai avut deja perioadă de șomaj tehnic în complex și probabil vor mai fi, cât însă va mai permite legea. Și să ne uităm la zonă. E vorba cel puțin în cei din zona Motru, sunt cei care au lucrat o perioadă pentru acel contract socotit pe gubos cu sârbii. Au fost aleși pentru că produc cel mai ieftin cărbune, dar iată că acum, neavând comenzi, pentru că ei lucrează în general mai mult cu Ișalnița de la Craiova și trimiteau spre sârbi. Cu sârbii s-a reziliat contractul, la Craiova știm că se produce cea mai scumpă energie datorită unei retehnologizări reduse față de cele din Gorj, termocentralelor, și automat nu au ce face. Deci e logic pe undeva ca minerii respectivi să nu lucreze o perioadă. Pe de altă parte, însă, s-ar putea să fie și o șansă, apropo să încheiem și într-un not optimist acest subiect. De ce spun că s-ar putea să fie și o șansă? De regulă, complexul poate intra în pâine foarte mult când este prea frig sau când este prea cald. Poate avem șansa să fie frig, nu? Nu. S-ar putea însă ca în următoarele săptămâni, cel puțin așa spun meteorologii, să avem o vară foarte încinsă, cu secetă în următoarele luni, iulie, august și probabil septembrie în zona noastră, care ne-ar permite ca complexul să lucreze mai mult adică să producă mai multă energie electrică, având pentru în vedere că celelalte... Da, dar
Poate că solarele vor merge mai bine. Da, dar capacitatea lor nu acoperă totalul necesar. Hidroelectrica în momentul de față are în piață undeva la 37-40% din producția de energie. Deci dacă ei reduc datorită secetei, automat acest gol nu o să-l ocupe eolienile, ci o să vină complexul energetic. Avem afișat și un număr de SMS 0766314582 dacă doriți să adresați întrebări sau să vă prezentați opiniile legate de subiectele pe care noi le dezbatem sau dacă aveți subiecte de ultimă oră pe care vreți să le discutăm. Deci, eu știu, 5 zile de șomaj tehnic rezolvă problema... Nu e mult, dar din ce știu la acest moment vor urma și ceilalți din celelalte zone vor intra pe sfârșit de iulie, oricum după 15 iulie vor avea și ei o perioadă și se așteaptă și în toamnă o asemenea perioadă. Deci la acest moment este luată în calcul datorită stării foarte, foarte proaste din punct de vedere financiar a complexului energetic Oltenia. Și este o situație mai proastă sau cosmetizată și datorită faptului că și unde livrează la acest moment, gen ranul că se duce în continuare sau alte lucruri, nu plătesc. Acestea sunt în blocaj și nu plătesc. De exemplu, cei de la Severin sunt în insolvență. Ori noi continuăm să livrăm cărbune către turnul Severin. Am o întrebare. De ce nu se procedează ca în străinătate? Dom'le, vine vara, ieșim toți în vacanță. De ce să nu le dea concediu de odihnă? De ce să le dea șomaj tehnic care înseamnă 75% din banii care i-ar lua dacă ar merge la muncă? Da? 25% e mai nimic, se duc băieții la mare că sunt în concediu și se mai duc o dată când le vine concediul lor. În străinătate te duci vara, nu găsești pe nimeni, toată lumea e în concediu. Vara ne luăm concediu. Ai noștri și așa șomaș tehnic, luna august, după care așa și concediu. De ce să nu le dea direct concediu? Frate, n-avem ce lucra, concediu de odihnă o săptămână toți. Păi bun. Eu așa aș face. Da, dar concediu de odihnă îl plătește compania. Pe când șomajul tehnic se trece, chiar dacă e implicat angajatorul, merge prin sistemul de protecție socială al statului. Și cine plătește banii, nu tot noi? Adică noi! Îi plătim noi, nu compania, aici e diferența. Apoi mai e o problemă, cu siguranță. Deci de ce să nu le dea concediu de odihnă? Va fi și un concediu de odihnă, probabil, forțat. Acum mai e și unul, sindicatele au criticat foarte mult și... poate cumva pe drept cuvânt faptul că s-a forțat în anii trecuți, știm, acel concediu undeva în jurul 15 iulie sau 15 iulie 1 august, ceva de genul ăsta, cel puțin două săptămâni comune și oamenii, deci minerii n-au fost sau energeticienii n-au fost de acord cu această situație. Însă cred că ar fi mai corect așa și am rezolvat dintr-o dată problema. Dacă lucrează la stat, de ce nu se face? Dacă lucrează sistemul privat, nu, poate oamenii, ar gândi deci altfel. Atenție cu șomajul tehnic, doar compania câștigă. Oamenii pierd și ca vechime, și ca... Nu ca vechime, ca... În orice caz, faptul că ești în șomaj tehnic și ca salariu până la urmă. Ce-a venit. Păi da, stau acasă, frate. Asta în e problema. Păi în ziua de astăzi... Nu stau acasă și ia bani. Da. Stau noi acasă... uneori venim la muncă și muncim și nici nu luăm banii. Da, facem și factura... Plătim și dările, și impozitul, și dările la stat, poate nu luăm nici salariul, și nici banii nu luăm niciodată pe factură. Deci totuși, între privat și stat, e o mare diferență, da, nu prea e corectă. Acum mai e o problemă. Oamenii aceia nu vor să meargă acasă. Deci ei vor să vină la serviciu, da, dar nu au ce să facă la serviciu. Bun, să stea în concediu de odihnă. Aici propunerea mea. Domnul director de la CEO, am eu o idee, concediu de odihnă. Să continuăm la următorul subiect. Da. Se deschide oficial Transalpina, se fac lucrări, în sfârșit încep parapeții să apară, începe să apară, a apărut deja marcajul, pentru că mi s-a întâmplat să ajung noaptea pe Transalpina și când nu era marcaj și nu erau parapeți și tare mi-a fost teamă să nu mă duc în hău. Nu, acum să spunem așa, acum se circulă pe Transalpina, dar neoficial, în sensul că încă sunt... Încă e drum în lucru și n-ar trebui să se facă. Circulația, vreau să vă spun. Însă, părerea mea și că lucrările sunt deja foarte întârziate. Adevărat că în unele zone a fost zăpadă, dar trebuia să începem mult mai devreme. Dacă tu ai 3 luni de circulație pe Transalpina, că practic se circulă de la 1 iunie până la 1 septembrie sau acolo plus minus câteva zile, nu faci lucrările până la jumătatea lui iulie, pentru că în varianta asta când mai circul pe Transalpina. Deci
acum citeam recent un protest al cabanierilor din Rânga care spuneau așa, domne, vin ăștia de la Târgu Jiu, pleacă la 8, vin la 10 aici, se apucă de muncă la 11, la 2 se îmbracă și pleacă înapoi ca să fie la 4 la Târgu Jiu. Deci asta nu e muncă, apropo de direcția de drumuri, secția națională de drumuri. Pe de altă parte, situația de pe Transalpina e un drum periculos. Dacă nu are acest sistem de protecție, parapeții, acele marcaje erau necesare. Chiar și indicatoare de curbă. Da, dar eu mă întreb, încă o dată spun, unele se puteau face încă mai devreme când permitea, cel puțin pe anumite zone. E adevărat că în unele zone unde a fost zăpadă și de 2 metri sau 3 metri, nu, e mai mult de o lună de când e deschis drumul. Da, se poate face. Nu, în general, deci în jur de 1 iunie. În jur de 1 iunie se circulă. Noi deja suntem, iată, la sfârșitul lunii. Da, deci de o lună. Încep lucrările. Dar, pe de altă parte, apropo de situația de la Transalpina, noi nu ne-am lămurit ce e cu acest drum din punctul de vedere administrativ. Compania Națională de Autostrăzi ne tot spunea că se luptă, că a luat de la firma Romstrade care a construit, că nu știu ce. Că l-a băgat pe patronul în pușcărie să nu se creadă că facem reclamă. Că... Da, corect. Problema e următoarea. Apropo de Transalpina. Până la urmă, cum a fost construit. Deci, din ce am înțeles eu, el a stat deja mă rog, de... Mă reabilitat, că de construit l-au construit romanii, adică... Da, da. Și l-au reparat pe vremea... nemții, adică... Da, da, avem... Noi doar i-am pus asfaltul. Nu, i-am făcut totuși un lucru bun față de cum se construiește în România după 1990, chiar s-a făcut ceva. Din nefericire, e prost administrat și cred că acest drum... Bine, eu am o părere extrem de proastă de Compania Națională de Autostrăzi, mai ales că este și condusă de un gorjean, poate și ăsta e motivul. Toate drumurile administrate așa, inclusiv autostrăzile, sunt într-o anumită situație. Însă cu Transalpina au dreptate cei din Rânca în momentul când protestează, pentru că efectiv avem un singur drum de o asemenea importanță și nu prea suntem în stare de el. Pentru că la județele celelalte nu se întâmplă așa. Deci și de la intrarea de la Sebe și de la celelalte, deci e altceva. Deci dinspre Vâlcea e altceva. La noi, știți, am pus parapeții aceia și nu s-a mai putut intra pe cam o perioadă destul. Deci adică tot anul s-a închis drumul pe motiv de zăpadă, pentru că la noi este zona cea mai înaltă. E adevărat și acest lucru. Trecem în avalanșă, așa, la subiectul următor. Părvulescu nevinovat, dar plecat. Și era o declarație a președintelui Consiliului Județean că el nu va mai veni la echipă, dar el... Nu președintele nu mai vine la echipă, ci Părvulescu. Părvulescu nu va mai veni la echipă, dar el, Părvulescu... Puteam să le dăm o veste bună telespectatorilor. Așa. Dar Părvulescu a cerut poliției să stabilească dacă el a făcut vreo prostie. Și a stabilit poliția că nu. Stau și mă întreb, în primul rând, eu, cetățean, pot să mă duc la poliție să spun, poliția, am făcut eu cu tare lucru? Da. Mi se pare cam ciudat. În primul rând și în al doilea rând, faptul că nu există probe, nu înseamnă că nu s-a întâmplat, nu vreau să apăr pe nimeni. Dar mi se pare dubios să mă duc la poliție. Poliția, ieri am fost cumva în cutare loc, zice, nu, n-ai fost. Păi de unde știi? Poate nu m-ai prins, poate n-ai probe. Este nu și... poți să dai tu verdict, n-a făcut cutare. N-avem probe, aia e altceva. Da. În cazul de la Pandurii, anticipat cumva de mine în emisiuni de-a lungul acestui an, situația stă altfel, în sensul că s-a făcut o anchetă a poliției, e adevărat, la solicitarea lui Părvulescu, pentru că el s-a trezit acuzat de mai mari echipei, reprezentanții acționariatului, care l-au suspendat pe motiv că ar fi avut o anumită... S-a întâlnit cu cei de la Universitatea Cluj, o echipă adversă, dar s-a întâlnit ca și gazdă la Târgu Jiu, mai ales că el lucrase acolo. Să le dă o cafea. Da. Ca să fi probat și în momentul când echipa a pierdut că a jucat prost la Târgu Jiu, a apărut și această... Bine, în presă știm și noi la fel că sunt mulți care n-au nicio legătură cu domeniul, dar scriu și sunt mari ziariști, au sugerat că a fost un blat făcut de Părvulescu. E, poate nu au sugerat numai ei. Bun, din presă, deci cei acționarii au invocat la moment ca dovadă articolele din presă. Atât. N-au venit cu altă dovadă. Bun, faza este că, ca să facă președintele de la Pandurii de atunci, Eugen Părvulescu, să facă blatul, trebuia să folosească jucătorii, că el nefiind pe teren nu putea să... Să joace prost. Da, da. Și automat n-a stat în picioare această chestie. Jucătorii au jucat prost, e adevărat, dar nepuși de asta, nu s-a putut demonstra nimic. Și, deci, trebuia să existe niște dovezi.
Ba mai mult, apropo de cei care, că acționarii noștri mari și tari nu prea se pricep la fotbal, au venit chiar cu inepții de genul că le-a spus că pe o parte terenul va fi mai ud și pe cealaltă mai uscat și că de acolo pot să facă chestii de genul ăsta care nu aveau nicio legătură nici cu logica, dar cu fotbalul. Dar în fine, până la urmă s-a rezolvat, am înțeles, nu s-a dorit păstrarea lui Eugen Pârvulescu la Târgu Jiu. Dar ce, nu putea fi dat poate, jos decât poate, cu bine, acuzații de genul ăsta? Exista un contract, trebuia dați niște bani. Ah. Pentru că echipa s-a salvat. Și nu vor mai da banii ăștia? Vom vedea în instanță, că bănuiesc că va urma o acționare în instanță și cine știe ce se va mai întâmpla, având în vedere că între timp, deci el cine era, pe cine crezi tu că era suspendat 3 luni. Da, în judecată. Clubul. Clubul pe Pârvulescu? Nu. Pârvulescu cine? Va da clubul el în judecată. El va da clubul în judecată. El va da clubul în judecată. Adică că nu a respectat contractul. Da, eu să fiu în locul lui, aș da... Bine, ca să fiu cinstit... Dar normal era să-l dea direct în judecată. Nu să se ducă la poliție. Bă, sunt eu vinovat de fapta. Păi, eu așa o văd. El era suspendat pe timp de 3 luni. Deci în astea 3 luni normal nu-ți dai în judecată angajatorul sau ceva de genul ăsta. Deci ești într-un litigiu interior. Eu zic că nu se putea da până atunci, dar eu aș să fi fost în locul lui, aș mai fi făcut-o asta, pentru că sunt declarații de presă, apropo de presă, care a fost invocată de... Se îndreptam de cei patru, celor care au acuzat. Da, cei patru acționari care au acuzat, eu m-aș fi îndreptat să fi fost în locul lui Eugen Pârvulescu. În instanță direct? În instanță pe către ei, direct. Da. Pentru că clubul până la urmă n-are nicio vină să mai plătească alți bani, ci cei care vorbește gura fără ei în cazul acesta. Și care acesta, au luat măsura... Da. Să plătească contractul lui Pârvulescu. Da, pentru că de fapt de asta e vorba. Da. Și acum vorbind despre fotbal, că suporterii gorjeni probabil se uită la ora asta, aș vrea să vă spun că deocamdată Narcis Răducanu, care a fost adus pe postul lui Pârvulescu, atenție, pe un post care nu exista, că deocamdată era ocupat, chiar dacă de un om suspendat, n-a prea rupt inima târgului cu transferurile. Să dea Domnul să fie bine, pentru că dacă ne vom trezi că vom avea tot doi jucători la începutul campionatului care se produce peste 2 săptămâni, nu știu, s-ar putea să nu ne batem, cum se spunea despre play-off, oricum nu avem echipă de play-off, dar s-ar putea să fim play-out încă din turul campionatului la cum jucăm la acest moment și ce echipă avem. Da, Domnul, să nu fie așa. Și ultimul nostru subiect pe care ne l-am propus, politica, da? Ce se întâmplă azi în Parlament? Va fi MRU? Nu va fi MRU? Se întoarce Ponta, nu se întoarce Ponta. Cum se face că avem un EPR-ul, da, care a bătut din palme împreună cu PSD-ul, cu USL-ul, zice Ponta, puneți-l pe el acolo, în locul meu, că e băiat bun. Și cum l-au pus, imediat el a zis stop, că eu nu vreau, cum zice USL-ul, și ajunseră în disgrație. Bun, o să încep cu altceva. Faptul că putem să spunem că acum Gabriel Oprea chiar e demn de funcția de prim-ministru, astăzi a apărut la Consiliul de Etică al Universității București o acuzație de plagiat la adresa lucrării de doctorat al domniei sale, e profesor universitar, conduce lucrări de doctorat la Academia Națională de Informații, așa că din acest punct de vedere corespunde. E egal cu Ponta, nu? Da, da. Numai că, numai atenție, Ponta n-a predat, deci nu mai preda în sistemul universitar pe când Oprea o face și acum. Deci, ca să, apropo de titluri. Dar nu știu când mai are timp. Cine, Gabriel Oprea? Predea, da. Interesul național o cere. Ah, bun. Bun. Apropo de situația de acum, eu zic că Mihai Răzvan Ungureanu va trece prin votul Parlamentului, deși din ce am... Eu am văzut Parlamentul gol pe la ora prânzului când am fost să mănânc. Da, s-au reunit, au făcut vorum la limită cu parlamentari, au lipsit 4 parlamentari de la UNPR care au fost înlocuiți cu 4 parlamentari de la PSD. Și se mai adaugă la ăștia... Unul dintre ei fiind al nostru Popeanga Vasile, da? Și se adaugă inclusiv președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, care s-a speculat că încet încet și-ar pregăti o trecere, s-ar fi dus și la UNPR, dar n-a prea fost primit, ar vrea și președinția PSD-ului, dar nu prea votează nimeni, are mai multe... Opțiuni, da, din punctul lui de vedere, da, da. Din punctul celorlalți nu. Acum, din... celălalt punct de vedere, în sensul că ce se va întâmpla, cu siguranță dacă s-a făcut vorumul și PSD-ul a boicotat, cei care au mers în Parlament sunt voturi pro. Deci, deși reținem faptul că 11 liberali nu s-au prezentat la vot, e o cifră semnificativă, e un grup care crește, erau 3-4, încă alături de Crin Antonescu, pentru că Crin Antonescu nu vine la vot. De ce? Crin Antonescu nu se dezice cumva de decizia din 2012, când Parlamentul de atunci
au suspendat pe primul ministru de era atunci Mihai Răzvan Ungureanu, cel mai scurt mandat din istoria României, 78 de zile. Dar Mihai Răzvan Ungureanu, care vine despre Partidul Național Liberal, are antecedente. A fost ministru liberal, a părăsit acest partid, a mers cu pe mâna lui Băsescu, om de casă, director al SIA, apropo de funcția pe care o are între 2007 și 2011. Deci, cum să vă spun, e un om... E un trădător dintre liberali. De asta unii liberali... E un trădător de meserie, da, cum ar au cumva niște lucruri împotriva lui. Pe de altă parte, acum vorbim de specialistul Mihai Răzvan Ungureanu, trebuie să recunoaștem un lucru. Totuși, a fost 5 ani director la SIE și a fost un director bun. N-a fost scandalul pe vremea lui, a fost chiar rezultate, cel puțin SIE, ca imagine, ca modernizare, s-a făcut pe vremea lui. Așa că... probabil ar fi cumva tot în domeniul respectiv, adică ar fi o alegere bună. Însă, e partea politică de data aceasta, nu s-a procedat corect din două motive. Una ar fi fost, cel puțin ce spune bine, acum, apropo de opoziție și putere, nu mai știm care e una și care e alta, dar, în esență, nu s-a făcut aceea consultare cum s-a făcut la numirea șefului SRI, odată, iar a doua, și poate și mai importantă, fiind o persoană controversată, care a mai trecut nefiind agreată de foarte mult, poate s-ar fi putut evita și s-ar fi făcut o altă nominalizare. Care a avut și președinte la un moment dat, dacă nu mă înșel, nu? Da. Mai e și o altă problemă, apropo de procedură. Se putea numi prin... există două legi. Legea de funcționare a SIE, care spune că este numit prin Parlament, și... Constituția României, care spune invers, în sensul că poate fi numit prin CSAT. Președintele poate ar fi făcut mai bine dacă alegea această variantă ca să evite anumite probleme, dar eu cred că această nominalizare a avut un alt scop, și anume să testeze solidaritatea coaliției, pentru că a intrat mai devreme de situația UNPR. Da, militarii, interesul național din UNPR, acum știți cum e. Ăștia sunt militarii făcuți la apelul de seară, inclusiv Gabriel Oprea. Nu vă gândiți că acum că avem generali, stele ofițerii... Multe, da, nu, stele au, muncite. Stele au multe. Muncite. Da. Nu. Sunt ăștia oameni, ofițeri de tinichea, cum putem să-i numim, în sensul că sunt făcuți, promovați pe criterii administrative, n-au nicio treabă cu armata efectivă, dar până la urmă și un partid, atenție, și aici poate ar fi bine să o rezolvăm în anii următori. Noi, în momentul de față, orică suntem cu PSD, oricum vom veni cu PNL-ul, fără UNPR nu se poate, deci practic suntem conduși de un partid care nu trece prin alegeri. E al doilea mandat, că a mai fost perioada 2008-2012, în care avem un partid care nu trece prin alegeri. Dar partidul respectiv influențează, numește oameni, iată, alege directorul de la SIE. Avem un mesaj, cum rămâne cu Popeanga. Probabil se referă telespectatorul, în care barcă e până la urmă. Eu să fiu în un ideea loc... că a fost la da, astăzi. Să fiu în locul liderilor PSD Gorj, apropo, care lider, că unii se retrag, alții n-au venit, dar în fine asta e, aș lua decizia normală pe undeva să-l trimit pe domnul Popeanga la pensie. Bine, să-l scot din PSD. Deci, practic, excluderea din PSD. E un motiv PSD. De excludere? Mi se pare, dacă disciplina de partid ți-a spus, adică partidul tot a hotărât acest lucru, nu mi se pare în regulă ca tu să fii în Parlament. Da, dar mă gândesc că a fost o decizie verbală. Bă, mergem? Nu. A, asta e... Și regulamentul... Nu mă aștept să fi bănuiesc că nu se referă la vorbe. Bănuiesc că nu era un ordin scris pentru parlamentar ca să nu vină la vot. Mă refer la faptul că pentru a-l da afară din partid trebuie să ai niște motive conform statutului. Deci dacă se ia declarațiile de presă din ultima perioadă, cu siguranță există... Deci dacă pe Părvulescu pe declarații de presă l-au dat afară de la pandurii, poți să-l lași pe Popeanga de la Parlament, tot pe declarații de presă. Nu de la Parlament, din partid. A, din partid, da, din corect. Partid, nu, la din Parlament e mai greu. Da, își păstrează mandatul și cum... Dar de ce își păstrează mandatul? Că ajunserăm la parlamentarul nostru, dar și la aleșii locali. Da. De ce aleșii locali nu își păstrează mandatul și cei din Parlament, da? Pentru că așa e legea. Pentru că ei au făcut legea. Da, pentru că ei au făcut legea, însă mi s-ar părea mai normal, așa cum, în sensul cum ai întrebat, în sens, deci, dacă ai fost ales pe listele unui partid, ori rămâi acolo, ori dacă nu mai
ai cum să, acele, acea gândire social-democrată sau liberală, părăsești Parlamentul și postul tău se scoate la concurs. Ar fi mai logic așa și n-am mai avea partide de gen UNPR. Sau ar veni sau următorul pe listă, că de scos la concurs în Parlament e mai greu. Da, păi nu, până acum n-am mai avut listă, pentru că a fost uninominat. Deci, începând de anul viitor, poate se gândesc la o situație de genul ăsta, pentru că având din nou vot pe listă, într-adevăr, pot să meargă locul 2, locul 3, în funcție de cât intră în Parlament. Mulțumesc pentru prezența astăzi în studio. Eu mă retrag și te las la subiectele naționale și internaționale, pentru că și astea sunt foarte multe. Dragi spectatori, mulțumesc pentru atenție. La revedere!